Concepută și croită pe principiul unei fundații, mișcarea populară devine încet, dar sigur, partid politic. Practic se află doar la o contestație distanță de acest obiectiv. Partidul care a fost înființat la nivel național acum câteva luni și înregistrat la judecătorie săptămânile trecute, cu toate că mai este în curs o contestație depusă de o persoană la această înregistrare, dar el juridic a obținut hotărârea de înregistrare. Deci, partidul înregistrat la nivel național este în plin proces de organizare la nivel de teritoriu. Statutul de formațiune politică presupune organizarea riguroasă în teritoriu, motiv pentru care liderii Mișcării Populare Dâmbovița au trecut deja la acest proces. În acest context și în județul Dâmbovița desfășurăm construcția, să spunem așa, organizației județene a partidului Mișcarea Populară. În acest moment avem constituit un Consiliu Executiv Județean, care este format din 17 membri. El este condus de domnul avocat Adrian Chițescu în calitate de președinte. Are un număr de 4 vicepreședinți și în componența sa se găsește și responsabil pe diferite compartimente, diferite sectoare de activitate. De asemenea, în Consiliul Executiv Județean avem un reprezentant al tineretului, un reprezentant al femeilor și un reprezentant al pensionarilor. Aș vrea să vă menționez faptul că partidul se constituie de la început cu organizație de tineret, organizație de femei și organizație de pensionari. Cineva îmi făcea observație la o întâlnire trecută că constituirea organizațiilor de femei ar constitui o discriminare. Eu nu cred că e așa. Sunt probleme, să zic, specifice care pot fi abordate în cadrul unei astfel de structuri. Până acum au semnat adeziunea la Mișcarea Populară aproximativ 320 de dâmbovițeni. În momentul acesta avem înscriși în baza de date centralizată la nivel județean circa 320 de membri. Avem organizații în 12 localități. Orașele, municipiul Târgoviște și orașele din județ, exceptând orașul Pucioasa, deci la Pucioasa încă nu avem constituită organizație, și restul localității rurale.